Bună ziua! Vă mulțumesc în primul rând că sunteți alături de mine și de o parte din echipa pe care am propus-o din partea Alianței pentru Roma în 2020 pentru a continua modernizarea Romanului. Astăzi mi-am depus candidatura pentru un nou mandat pentru Primăria Municipiului Roman alături de Alianța pentru Roma în 2020, o listă de consilieri dinamică, o listă de oameni capabili să continuăm proiectele pentru Roman, pentru un mandat pe care mi-l doresc să-l încep din prima zi și să-l duc până la final. Acum sunt în fața dumneavoastră nu în calitate de primar, ci în calitate de romașcan. Și îmi voi juca șansele astfel încât singurii care să decidă cine să conducă destinele primăriei municipiului Roman în următorii 4 ani să fie romașcani. V-am invitat aici să prezentăm această depunere candidaturii pentru că în urmă cu 3 ani și jumătate, alături de dumneavoastră, reprezentanții mass media, am plantat primii copaci din mandatul meu de primar. De atunci mi-am făcut un obicei ca la fiecare an de mandat să plantez câte un copac. Și mă bucur să văd că acest copac plantat la primul an de mandat a prins rădăcini și se profilează a fi un copac care va dăinui mult în municipiul Roman, la fel cum sunt convins că și proiectele pe care le-am conceput pentru Roman vor crește confortul romașcanilor. Mai departe, sunt convins că, așa cum spuneam, cei care vor decide sunt romașcanii. Mi-am dorit foarte mult să continui proiectele pe care le-am început pentru Roman. E nevoie de o continuitate pentru că e o perioadă foarte intensă din punct de vedere administrativ. Sunt proiecte care se află în stadiu de evaluare la Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est, sunt solicitări de clarificări, iar termenul de implementare a acestor proiecte este 2023. De aceea nu este timp de pierdut nicio secundă la conducerea primăriei municipiului Roman. Trebuie să ne apucăm imediat de treabă, astfel încât proiectele să se materializeze. Se spune că un om este împlinit dacă în viața sa a construit o casă, a plantat un copac și a făcut un copil. Eu mă consider un om împlinit și sunt dispus ca în următorii 4 ani, ca și în ultimii 3 ani, să fiu la dispoziția romașcanilor 24 de ore din 24 pentru a răspunde tuturor solicitărilor romașcanilor. Vreau să-i mulțumesc și domnului președinte Ionel Arsene, care a venit astăzi alături de mine și am să-l invit să transmită și dumnealui câteva gânduri. Bună ziua, vă spun și eu. Domnule primar, încep prin a vă ura mult succes în această candidatură. Certitudinea că Romanul se va moderniza așa cum trebuie este Lucian Micu. Pentru că, așa cum am mai spus, de-a lungul celor 3 ani jumătate de administrație, dumneavoastră ați făcut o administrație eficientă aici la Roman și eu sunt omul politic care de foarte multe ori am spus lucrurilor pe nume și v-am și spus-o de atâtea ori și dumneavoastră presei și am și spus-o în vizitele pe care le-am făcut aici la Roman, că primarul Lucian Micu este un primar foarte bun. Este omul care a făcut mai mult administrație decât politică și asta s-a văzut în proiectele pe care le-a implementat aici la Roman. Ceea ce eu pot să promit romașcanilor este că împreună cu Lucian Micu vom implementa foarte multe proiecte aici la Roman. Vom face un parteneriat serios și durabil pentru comunitatea de aici de la Roman. Și am convingerea că romașcanii vor ști să cântărească oferta electorală și vor da votul. Votul lor va merge spre omul Lucian Micu, primarul care a făcut
foarte, foarte multe în ultimii 3 ani și jumătate pentru Lumașcani și care va face împreună cu președintele Consiliului Județean foarte multe proiecte pentru Lumașcani. Am convingerea, domnule primar, că veți câștiga competiția de aici, pentru că, așa cum am spus-o noi întotdeauna, atunci când eram adversari, sunteți cel mai bun primar pe care poate să-l aibă Roman. Vă doresc mult succes! Întrebări din partea dumneavoastră? Dacă aveți întrebări. Dacă această situație ambiguă în care v-a aflat și faptul că toată presa a publicat raportul anii de incompatibilitate nu au fost un impediment în a vă primi candidatura și ce veți face dacă ea va fi contestată de adversarii politici în instanță? Vom vedea la momentul respectiv, așteptăm decizia biroului electoral de circumscripție, după care vom urma procedurile legale. Nu s-a dat decizia pe loc, decizia, nu? Doamnă, decizia anii nu îi îngrădește domnului Micu dreptul de a candida. Nimeni nu poate să interzică unui om să candideze. Decizia ne spune total altceva și haideți să ajungem în momentul ăla și vom vedea atunci cum stau lucrurile. Eu am convingerea că Lucian Micu va candida, va câștiga și că va fi primarul municipiului Roman în următorii 4 ani. Dumneavoastră, domnule președinte Arsenie, ați fost și în Parlamentul României. Știți foarte bine că între cele două legi, între legile justiției pe codul civil și codul penal, nu există o armonizare a lor și sunt atât de ambigui încât s-a ajuns la prostia aceasta pentru care domnul Micu trebuie să plătească pentru ce l-a reclamat un defunct. Doamnă, eu sunt inginer de profesie, nu sunt jurist și nu pot să mă pronunț pe subiecte juridice ca un cunoscător. Atunci o să Dar vă spun că așa cât înțeleg eu din punct de vedere juridic, domnul Micu nu are nicio problemă în a candida și a fi primarul Romanului. Atunci o să ne spună domnul Manoliu dacă nu intenționează PSD-ul măcar să corecteze asemenea anomalii. Doamna Florogan, știți foarte bine că legile justiției și celelalte legi au fost stopate și au fost mult contestate de către liberali în Parlament. Așa că noi am vrut să mergem, noi avem totul pregătit și depus ca și intenție, totul este ca și liberalii să dorească acest lucru în Parlamentul României. O întrebare pentru domnul Lucian Micu. Ați menționat la prima întâlnire în această formulă de acum două zile faptul că domnul prefect George Lazăr a cam întârziat un tipul de demitere și ați spus-o pe un ton jos, cel puțin. La ce v-ați referit? Nu, doar atâta, că pot să-mi pun semne de întrebare de ce a apărut ordinul cu 5 zile înainte de a depune candidatura. Doar pot să-mi pun semne de întrebare, atât. N-ați vrea să dezvoltați? Nu. Dacă mai sunt întrebări, dacă nu, vă mulțumim. Mulțumim. Sănătate. Domnule președinte, mult succes și dumneavoastră. Mult succes și întregii echipe. Mult succes. Mulțumim.